Eugen Nicolescu, ministrul Sănătății, a declarat într-o videoconferință că este extrem de supărat pe managerii de spitale și pe șefii direcțiilor de sănătate publică, pentru că, se pare, nu au luat în serios planul cerut de reconfigurare a structurii spitalelor. Ministrul Sănătății a fost dur, afirmând ușor amenințător că cei care nu-și fac treaba riscă să fie aspru sancționați. De asemenea, Eugen Nicolaescu le-a reproșat managerilor de spitale, dar și reprezentanților DSP-urilor că nu se implică în nimic, dând de înțeles că nu interesează îmbunătățirea sistemului. Asta chiar dacă unele măsuri nu intră în atribuțiile lor. Sunt extraordinar de supărat și vă atenționez la modul cel mai serios cu putință. Că a nu răspunde sau a răspunde altfel decât trebuie, înseamnă că dumneavoastră nu vă pasă de soarta spitalelor pe care le conduceți. Și în această situație ne obligați să luăm noi decizii în locul dumneavoastră. Aș mai atenționa direcțiile de sănătate publică județene, care aveau rolul să coordoneze, să aplice, de fapt, politica Ministerului în acest domeniu. Nu vreau să înțeleagă nimeni că ceea ce spun acum este o amenințare. Este o constatare și, în același timp, ne obligați să adoptăm o altă modalitate de a vă comunica deciziile pe care le luăm. Dacă nu vreți să participați la luarea deciziilor, cum v-am rugat, cum v-am sugerat, cum v-am acordat privilegiul, atunci o vom face singur. Și vă vom controla după aceea cum aplicați măsurile pe care le luăm. Într-un final, ministrul Sănătății a dat dovadă de înțelegere și le-a transmis directorilor că le mai dă timp până pe 20 februarie să trimită din nou planurile de reorganizare a structurilor spitalicești.